Pe măsură ce avansăm în acvariul Constanței, intrăm în sectoare tot mai interesante, specializate. Uite, discus, pește de Amazon, pește foarte frumos. Este o colecție impresionantă de 11 și 11 exemplare pe care le-am adaptat destul de bine la apa noastră, la apa de la acvariul Constanței, apă care este o apă a Constanței pe care o tratăm, o dedurizăm, fiindcă noi avem un carbonat de calciu cam ridicat în apa noastră de la canal, apa din Constanța. Un bazin frumos, un bazin finalizat, un bazin organizat, aranjat, iar aici vă prezint un bazin marin, în lucru, este un bazin care are maintenance-ul sau operațiunile de zilnice, de curățare, de aranjare și vedeți și dumneavoastră ce înseamnă ce e de desubtul unui bazin marin, cât aproape industrie e necesară pentru a avea o bună funcționalitate și o apă clară. Acum aici s-a curățat geamul, urmează să se curețe nisipul, ce avem acolo, avem un spumator proteic, este un mijloc foarte economic și ecologic de a îndepărta substanța organică din apă. În felul acesta ne ținem apa curată la acvariul Constanței, cu multă inginerie și, bineînțeles, muncă. O prezentare interesantă, zicem noi, o adaptare interesantă a unui pește de acvariu normal, angelfish sau peștele înger, scalarul, o adaptare într-un bazin de câțiva metri cubi, care înseamnă aproape de prezentarea în mediul natural. Ceea ce tentează, zic eu, acvariștii, viitorii acvariști, tinerii care vin la acvariul Constanța, să încerce și ei să-și cumpere undeva un geam și un geam mare, o sticlă groasă de 2 cm, pardon, și să-și poată amenaja din beton un astfel de bazin care, firește, este mai mult decât un acvariu, are niște probleme cu filtrarea, este un volum mare de apă, dar ții peștele într-un decor mult mai interesant, mult mai aproape de cel natural.